Salutare prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi din nou o să ne uităm la seria preferată a tuturor abonaților. O să ne uităm la filmul pe care nu trebuie să vă uitați la ora 3 dimineața, nici într-un caz, niciodată în viață când sunteți singuri acasă, să nu vă uitați la acest film la ora 3 dimineața. Dar înainte să privim acest video, rupeți butonul de like, iar noi începem. Mes interesant, o să fie totul, o să întâmple ceva într-un sătuc? Oh, reclamă la Toyota? What the fuck? Accident, prieten. A fost dezbătut un piton. Oh my god, deja este foarte interesant, prieten. Acum mi este interesant, acum să arăt cum a fost omorâtă. Asta cred că e omul care a omorât prieten. Care a făcut acest accident. Și se uită la știri dacă el este vinovat sau nu. Jake. Îl sună Jake, prieten. Hey man. What's up? I was just calling to check in, see how you are. I'm all right. How about you? I'm good. I was just wondering where you put her. What? What? Where did you put her? Este o altă voce, Brit. What do you mean? Where did you put her? What the fuck? Where did you put her? Oh my god, prieten, eu am un pic de fiori. Ceva se întâmplă. A început să curgă sânge la degete. Se spală mâinile. Da, ceva se întâmplă, prieten, deja paranormal. Se uită la un film. Ora 2:20 de minute. Uite, vă uitați, prieten, că de fiecare dată, practic la orele 3 dimineața, începe să se întâmple ceva paranormal. Deoarece cumva... Fata care a fost, prieten, omorâtă de el. What the fuck, el s-a trezit. Voi ați văzut, da? Fata e care a fost... Oh my god, bă. Uite, el este deja urmărit de această fată, de acest fantom. Și eu cred că este o fantomă rea. Oh my god. Eu sper ca să nu la mine. Mini bate la ușă. What the fuck? Serios, prieteni, scrieți. Scrieți în comentarii dacă tot ascultați încă și ați crezut că vă bate vouă în ușă. Oh. Aude un zgomot, adică o plânge nu știu cine. Uite, 100% este fata pe care el a omorât-o. A dezbătut-o. Bro, bro, fugi mai bine, te rog, lasă fugă, de ce? Fugi, bro, nu, nu te apropia, te rog. Ok, sună la poliție. Oh my gosh. Ce voce îngrozitoare. Zâmbet îngrozitor are, Doamne. Te-a luat băta, prieten, și pleacă iarăși la camera aia. Și uite, ca de obicei, el ia să intre în cameră și deja o să fie în spatele lui, prieten. Vă promit! Ușa singur s-a deschis.
Of, Doamne, am pielea găinii, prieteni! Acum, la sfârșit, să mă credeți, uitați-vă, părul s-a ridicat pur și simplu. Oh my god, băi, acest film într-adevăr merită, prieteni. 1 milion de like-uri, i-am lăsat like-uri. Super tare interesant, acest video va fi în descriere. Să începe... Wishing Gap. Cine știe engleză, like sub acest video. Și scrieți cum... nu știu limba engleză. Ok. Prieteni, 18 plus, închideți ochii chiar acum. Ați închis ochii? Ok. Cine vrea să facă chiar acum un duș cu apă rece? Ok, se spală capul și uite, o să apară acum o mână în spatele. Eu sper să nu primesc strike, deoarece... Stai, se deschide ușa. Eu sper că e maică-sa sau soțul sau prietenul. Ok. Nu, eu cred că e trăiește singur și... Ușa s-a oprit. Păi, ce, nu ți-ai dat seama că ușa era închisă și acum s-a deschis sau ce? Ea continuă să deschidă, prieteni. Wow, really? Ai observat, da? Iarăși s-a oprit. Pleacă, închide ușa. Ok, a blocat ușa. Nice. Și va fi interesant dacă o să deschide de nou această ușă. What? Ia să zâmbim? Da, a fost o reacție foarte stupidă. Iarăși s-a deschis? Dar parcă a blocat-o. A apăsat ea butonul ăla. What the f... What the fuck? Guys... Oh my god. Oh my god, bă. Ați văzut ce oribil arăta fata aia care era murdară? În primul film, cred că a fost mai horror. Justin? Jake, Justin, cred că e prietenul lui. Prietenul ei. Ok, bye. Adică, bai, de ce nu i-a spus că nu știu cine e în casa ei, că s-a deschis de două ori ușa singur, că a văzut-o pe cineva în casă? Adică, bai! Doamne! What the fuck? Asta, prieteni, a fost al doilea film. Nu știu dacă v-a plăcut. E un pic nu atât de îngrozitor cum am crezut de la început, dar oricum merită și un like. Chiar îi lăs chiar acum like-ul, prieteni. Și noi mergem la al treilea film, Ethic Panic. Nu te panica, prieteni. Niciodată nu panicați. Sunați la poliție, la prieteni, să vină să vă ajute, deoarece toți putem pica într-o așa situație îngrozitoare, paranormală. Cine crede în lucruri paranormale, like. What the fuck? Ce birou are? Asta e, ce este? Oh. În spate nu știu ce se aude, prieten, un zgomot. Unde se uită ea? What? Becul! Oh my god! Doamne, ce m-a speriat acest sunet! Prieten, eu nu știu cum voi, dar la mine este la full sunetul în urechi. Și când s-a stricat acest bec, nu, uite, se dezvârte, băi, se dezvârte becul, este fierbinte. Așa. Un alt. Oh my god, ce nu-mi place acest zgomot când se strică. Când se sparge becul. Uite, vine mai aproape și mai aproape. Nu!
stai lângă bec și pur și simplu... Uite, ea se ascunde. A reușit să pună la cata. S-a apropiat de ea. Este om. Bagă mâna. Nu! Și uite! Ăsta este... Nu trage, că acolo nu va fi nimic și o să pară în fața ta! El o să pară iarăși în chestia asta. Și uite! Acum el o să ridice în spatele ei, unde a aruncat. Nu, te rog, nu cred în așa ceva, e singur și s-a făcut. Oh my gosh. Minus un bec, Doamne. Păi, într-adevăr, merită acest film foarte mult. Like. Prieteni, sper că la toți v-a plăcut aceste filme, dar să nu încercați nici într-un caz să vă uitați la ele la ora 3 dimineața. Link-ul va fi în descriere. Prieteni, dar voi nu uitați să vă abonați, să distribuiți și să rupeți butonul de like, deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Pa, pa la toți!